Playu.ro prezintă Ești online? Fresh, dă-i cu play! Bun venit în lumea noastră! Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din pauza de seriale. Începem, evident, cu premierele acestei săptămâni. În această miercuri a avut premiera pe Netflix cel de-al cincilea sezon al uneia dintre cele mai de succes drame pe care le-a creat platforma, The Crown. A făcut o nouă schimbare în distribuție, ultima de data aceasta, pentru ultimele două sezoane și va explora monarhia Marii Britanii la mijlocul anilor 1990, sezon care se va încheia cu moartea prințesei Diana, interpretată de data aceasta de Elizabeth Debicki, în timp ce Imelda Staunton va prelua rolul reginei, iar Jonathan Pryce îl va juca pe prințul Philip. Perioada coincide cu anii în care John Major a fost prim-ministru Marii Britanii și va fi interpretat de Johnny Lee Miller. People will never understand how it's really been for me. Ne așteptăm ca ultimele două sezoane ale serialului să fie cel puțin la fel de reușite ca primele patru și Netflix promite că va face dreptate casei regale recent trecute prin niște schimbări. Bun venit în lumea noastră! Tot miercuri a avut premiera și 6 episoade speciale din Zootopia Plus, fiecare abordând un alt gen, dar poate fiind povești plasate în universul filmului Disney din 2016, Zootopia. Bun venit în lumea noastră! Astăzi are premiera o miniserie pe Amazon, The English. I sometimes wonder if there's horror in us all. And here we are. Este vorba despre o coproducție, de fapt, între Amazon și BBC. O poveste în 6 părți, un western, de fapt, care este plasat, din punct de vedere temporal, în anii 1890, mai exact, într-un orășel din Wyoming, care este afectat de o serie de crime nerezolvate. Bun venit în lumea noastră! Duminică are premiera prima parte a sezonului 5 din Yellowstone. John Dutton. O dramă îndelung aplaudată de critici. Sezonul al cincilea continuă povestea familiei Dutton, cei mai bogați, să spunem, din Montana și proprietarii Yellowstone Dutton Ranch, cunoscut publicului ca The Yellowstone. Acest nou sezon va fi împărțit în două jumătăți, fiecare sumând 7 episoade. Pentru recomandarea din această săptămână facem o călătorie în anii 50-60, chiar spre 70 și aflăm cum a evoluat sau cum a apărut sexologia ca știință distinctă, partea medicinei evident, însă aflăm povestea pionierilor acestei ramuri medicale. Masters of Sex, un serial Showtime de 4 sezoane, 46 de episoade în total, difuzat în perioada 2013-2016. Sex. Enjoy it if and when you can. It's a biological function. But keep your heart out of it. Explorează cercetarea și relația complicată dintre William Masters, interpretat de Michael Sheen, și asistenta sa, Virginia Johnson, interpretată de Lizzie Caplan, cei doi cercetători pionieri ai sexualității umane, care și-au început lucrul la Universitatea Washington din St. Louis, Missouri. Serialul începe ca acțiune în octombrie 1956 și se termină în vara anului 1969. Este bazat pe biografia lui Thomas Meyer, care are același titlu. Este un serial foarte seducător, extrem de nuanțat. Perioadele sunt redate foarte bine pe ecran și rolurile pe care și le asumă personajele se dezvoltă foarte, foarte mult de-a lungul poveștii. Regia este absolut impecabilă, scenografia este de asemenea superbă, costumele, iar poveștile care vin cumva pe plan secund fac să completeze cercetarea în domeniul sexologiei pe care o fac Masters și Johnson. Nu este genul de serial la care să te uiți cu familia, este extrem de explicit, până la urmă vorbim despre un serial cu mult sex, are sex inclusiv în denumire, însă este privit mai degrabă din punct de vedere al științei și al comportamentului uman, punând foarte mult accent pe
sexualitatea bazată pe relațiile interumane. Este un studiu mai degrabă este un studiu sexual, dar este și un studiu psihologic în același timp. Evident, toate aceste povești care vin în spate sunt un background perfect pentru povestea principală, relația complicată, așa cum am zis mai devreme, relația complicată dintre cei doi pionieri, precum și perioada destul de tumultoasă pentru Statele Unite ale Americii. Poate că nu este cel mai reușit final de serial și unele povești au fost lăsate libere, ca să zic așa, cu final deschis, însă, pe total, serialul chiar creează dependență. Bun venit în lumea noastră! Asta a fost tot și pentru această săptămână. Ne revedem și vinerea viitoare de la ora 15 aici pe canalul de YouTube Play.ro. Ești online? Fresh, dă-i cu Play! Bun venit în lumea noastră!